și a revenit cu da la proapă online de exerciții de algebră și geometrie. Algebră, tema pentru a clasă, clasa A. 6-a, algebră și geometrie. Geometrie, da? Propuneți să facem mai întâi o problemă de algebră, am înțeles că ați avut așa. Da, să le spunem tuturor. Ajută-mă să spui ceva păi, interesant. Să dați like și share. Asta era fain. Și subscribe. Da, 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 da. Deci, asta e, trebuie să vă spun, dragilor, că suntem în formațiune completă. Ca niciodată nu a fost așa o zi frumoasă pentru noi. Asta ai avut 6. Am mai avut 6, dar nu a fost. Atunci. Și nu pierdem timpul, ne ducem repede la treabă. Ce pentru problemă, că 6 de la pagina să s-o citești, te rog. 6 muncitori au de săpat un șase în 48 de ore. 6 muncitori în 48 ore. După 16 ore mai vin 2 muncitori. Deci, ei lucrează 16 ore. Deci după 16 ore, plus 2 muncitori. În câte ore se va termina lucrarea? Așa, în câte ore se va termina lucrarea? Deci 6 muncitori. Fac un șanț. Da, au de executat un șanț în 48 de ore. După 16 ore mai vin 2 muncitori. Deci, cei 6 muncitori lucrează 16 ore, deci 6 muncitori lucrează 16 ore și după 16 ore mai vin încă 2 muncitori, da? Adică 8 muncitori lucrează 16 ore. Nu. 16 ore. De acum împreună vor lucra cei 8 muncitori. Dar în loc să termin lucrarea în 48, ori vor termina în mai mult sau mai puține ore? Mai puține ore. Deci, 6 muncitori ar fi terminat-o în 48 de ore, iar cei... Aici trebuie să fim atenți. Că după 16 ore mai vin încă 2. Mai trebuie să vedem orele pe care au făcut muncitorii în orele care ar trebui să facă lucrarea și apoi trebuie să calculăm muncitorii concret. Adică cum facem? Hai, mai trebuie să scădem 16 ore din 48. Foarte bine. Apoi să vedem câte ore au mai rămas de lucrat. Da? Apoi, deci, apoi mai perfect. Deci din 48 de ore. 48 de ore. Da. Credem că au lucrat în 16, cei 6 muncitori. 16 ore. Și atunci ar veni cât? 32 ore. Și acum începem de parcă ar fi problema formată așa. 8 muncitori. 6 muncitori ar fi terminat lucrarea în câte ore? În 32 de ore. De acolo ar fi mai avut de lucrat? 32 de ore. Da, corect. Deci, 8, 6. 8, nu 6. Atenție! Atenție, 8. Urmează. Dar dacă ei ar fi continuat să lucreze, cei 6, ar mai fi avut de lucrat 32 de ore mai. Când ei, în câte ore trebuia să termine lucrarea? 48. Scăzând pe cele 16 ore, dacă ar fi lucrat în continuare toți cei 6, dacă ar fi lucrat, ar fi executat, ar fi terminat lucrarea în 32 de ore. Nu ți-e clar aici? Da, atenție mult, că ăsta e motivul foarte clar. Deci, insist, dragilor, autorul gândește așa problema. Încearcă o situație intermediară care să ne păcălească într-un fel. Și ne zice așa, 6 muncitori ar putea să execute în 48 de ore, da? 6 muncitori în 48 de ore. Dar, după ce lucrează aceștia 6 muncitori, 16 ore, le-ar mai fi trebuit câte ore ca să ducă lucrarea la bun sfârșit? 32 de ore, nu? Însă, îndată, pentru cele 32 de ore, cât ar fi pentru a epuiza lucrarea, pentru cele 32 de ore, nu se mai întâmplă așa, că îndată vin
alți doi muncitori și vorba de 8 muncitori acum, care vor executa lucrarea în X ore. Întrebarea. În loc să o termin în 32 de ore cei 6, atenție, în loc să o termin cei 6 în 32 de ore, acum 8 ori vor termina în mai multe ore sau mai puține? Mai puține. Mai puține ore, da? Invers proporțional. Deci în timp ce muncitorii de la 6 la 8 au crescut, numărul de ore scade. Da? Invers proporțional. Deci aici trebuie prinsă bine problema. Eu insist încă. Autorul putea să ne spună așa. 6 muncitori termin lucrarea în 32 de ore. 8 muncitori în câte ore ar termina? Nu. O modificat un pic. Și își șmecher el și vine așa. Se spune, 6 muncitori ar fi terminat-o în 48 de ore. Adică translatează situația asta de aici cu câte ore în față? Cu 16 ore. La cei, da? Și în loc să facă problema aici, care ne interesează, aici ne interesează pe noi foarte tare, ne pune pe noi să surprindem momentul acesta. Și noi să fim cei care să transpunem problema într-o situație practică, de parcă ar fi fost așa. 6 muncitori ar termina o lucrare în 32 de ore, în câte ore ar termina cei 8 muncitori? Deci secretul ăsta este. De aceea scădem din 48 de ore pe 6, pe 16 ore, și observăm 32 de ore. În 32 de ore cei 6 ar finaliza lucrarea. Corect. Ca și cum am zis așa. Așa, asta vreau să tot da. Insist, da? Ați deci înțeles copiii? 6 da. Muncitori au de făcut o lucrare în 32 de ore. 8 în câte. Corect. Dar în loc să o facă așa, să devină la îndemână, să fie foarte simplă problema, el o face mișcând pe cei 6, le adaugă lucrarea în câte ore? În 48 de ore. Și spune cu cât a mișcat el practic lucrarea? Cu 16. Și acum zici, după 16 ore vine alții 2. Ca tu să te prinzi de poantă și să scazi din 48 pe 16 și să aranjezi lucrarea în 32 de ore, ca și de parcă cei 6 ar fi terminat în 32 de ore, și acum 8 în câte ore? E o treabă simplă. Dar vedeți că este inventiv și pleacă de lângă problemă, complicând-o un pic. Normal. Da? Complică. Acel cu 16 ore, dacă nu te-ai prins, Adrian, Adi. Deci, atenție multă. Aici a fost toată șmecheria autorului. Că dacă nu translezi problema celor 6 la 6, la 32 de ore, nu-ți vine, problema nu se leagă. Așa, da? Miruna, asta trebuia să prindem. Miruna și Adina. Acum, problema este simplă. X este? 32 și 6, da? 24. Pentru că noi avem așa. Între mulțimea 6 și 8 și mulțimea invers proporțional cu mulțimea 32 și x. Ori știm la invers proporțional că 6 ori 32, da? 6 ori 32 egal cu 8 ori x. Adică de aici x-ul egal cu putem împărți pentru 4. 4 ori 6, 24. 24 ore. Da? Deci nu termină în 32, ci în 24 de ore, datorită ajutorului pe care îl primesc de la cei doi muncitori. Bine. Mai aveți și altă problemă? Nu, atât, da. Lucrăm în continuare de la teste? Că văd că sunt probleme interesante. Da. Sau să faci niște utilii? Și la geometrie poate așa. Și la geometrie sau Adina, dacă are și ea? Adina, te rog. La geometrie sau la... Nu, pagina, face la algebră dacă ai și pagina. Pe ce ori ai? De la pagina 67, exercițiu 9, 5... Iar e înainte, facem, da? Vă mai bine alea. 67. Cu ce sunt acele acolo? Cu numere întregi. E bun. Cu ce? Nu, numere întregi, n-ați trecut. Ne este de folos. Ba, este de folos. Zi, eu spre zi, Adina, care? Exercițiul 5, 9, 11, 12 și 13. Ce pagină? 67. 5.
Băieți, pentru toată lumea, vă vorbesc un pic despre emoțiunea lui Mărbăr. Așteptă și pentru el, vreau să și pentru cei care nu știu deloc. Da? Deci, atenție. 11-12 minute, n-am făcut, dar să vorbească domnul. Vă vorbesc 5 minute și voi veți înțelege foarte repede și ne-apucăm de treabă. Uitați ce se întâmplă. Voi până acum, în clasa a 6-a, știu doar atât. Că 5 minus 3 face 2. Dar că 3 minus 5 nu se poate. Nu se poate, minus 2. Păi nu, da. N-ați învățat, zice domnul profesor. În toată perioada asta, nu vi s-a vorbit și de existența numerelor negative. Și atunci, în clipa asta o să încercăm să găsim un reprezentant. De fapt, minus 2, ca și cum te duce să cumperi... Datoria. E datoria. Deci te-ai uitat. Păi mi-ați mai explicat. Probabil că am mai spus-o pe undeva. Și atunci, minus 2, n-ai 5 lei în buzunar, trebuie să iei un covric care costă 5 lei și tu ai numai 3 lei, și atunci te împrumuți. Datorie. La bancă. Da? Te împrumuți și rămân 2 lei. Datorie. Deci 0. Numerele pe care ați lucrat cu 1, 2, 3, 4 și mai departe. Astea pozitive, naturale, dragilor, sunt... Iată să le reprezentăm pe... Da? Sunteți atenți? Atenție! Să le reprezentăm pe dreapta de la 0 undeva l-am pus la dreapta, iar pe cele negative le vom reprezenta în partea stângă. Iată, minus 1. Nu pot să fiu atent, nu mă pot concentra dacă voi nu mă urmăriți. Eu am așa slăbiciune. Când cineva nu este atent, mă distrage, da? Atenție. Deci minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, sunt numere negative. Datorii, cum spuneam Mihai mai devreme. Ei, bine. 2 adunat cu opusul său, face 0, da? Deci, 2 adunat cu minus 2, e ca și cum aș spune 2 minus 2. Haideți să mergem foarte clar, 2 minus 2 care face 0. Opusul lui 2 este minus 2, adică îl găsim dincolo de 0, da? La două unități. Deci, opusul lui 2 este minus 2. Opusul lui minus 2 e 2. 2. Da? Opusul. Și opusul se notează cu minus. Deci minus, opusul lui minus 2 este 2. Da? Dar putem zice așa, opusul opusului este numărul în sine. Opusul opusului. Și aici apare momentul când putem socoti că minus cu minus la înmulțire. Face plus. Da? Aici putem spune minus 1 ori minus 2 face plus 2. Da. Deci la înmulțire minus cu minus înmulțit cu minus egal cu plus. Să scriu și asta, că poate mă ajut. Da. Foarte, foarte important. Deci de aici am putut să trage concluzia. Minus cu plus? Și minus cu plus la înmulțire. Ca și cum aș spune 3 de al din minus 2. Adică minus 2 adunat cu minus 2 adunat cu minus 2. Adunat. Da? Adunat cu minus 2. Câți de al din minus 2? Zi. 3 minus 2 și dă 4. Ei, minus 6. Minus 6, hai. Adică o datorie de 2 lei. Și încă o dată datorie de 2 lei. Și încă o datorie de 2 lei. Păi avea o datorie de 6. Minus 6. Da? Minus 6. Ei, dar n-are rost să mai zic plus minus. Da. Deci, pe scurt înseamnă minus 2, minus 2, minus 2, egal cu minus 6. Deci adunăm datoriile. Cei cu minus se adună, da? Cei cu minus se adună și vedem datoria totală. Iar când unul e cu plus, altul e cu minus. Exemplu, 7 minus 2, știați voi ce se face? Da. Face 5. Iar 2 minus 7, minus 5, pentru că pe minus 7 l-aș putea defalca. Pe minus 7 îl pot gândi ca minus 2, minus 5. Și 2 minus 2 face 0 și atunci minus 5 rămâne. Da? Deci asta este
rețeta. Le place. Le place. Da, mi-a dat. Le place așa. Da. Așa, insist, dragilor, insist. Să înțelegeți că ceea ce știați merge în continuare, nu intrăm într-o contradicție, 7 minus 2. Dar 2 minus 7, scădem din 7 pe 2 și dăm semnul mai mare. 7, care e mai mare decât 2 fără să ținem cont de semn. Că altfel, dacă zicem minus 7, el e tot timpul mai mic, e mai în stânga. Da. Deci, noi când zicem scădem din cel mai mare pe cel mai mic și dăm semnul cel mai mare, ne referim la faptul că nu mai ținem cont de semn, ci le surprinde ca și cum ar fi numere naturale, cum le știam înainte. Deci, la adunare, când au același semn, când au același semn, se adună și se dă semnul lor comun. Când îți zicem contrare, se bat între ei și cel cu semnul mai mic, cel care e mai mare, lui se dă semnul. Recunoaștem că ăla e mai puternic. Da? Deci, iată, scădem din cel mai mare cu cel mai mic și dăm semnul celui mai mare în sensul acela în care noi nu ținem cont de semnul respectiv când facem noastră discuția asta. Deci, spuneți, adunare. Pentru adunare. Adunare. Deci, operații cu numere întregi, da? Operații. Da. Operații în Z. În numere întregi. Operații în Z. Z înseamnă mulțimea tuturor numerelor și negative și pozitive, da? Da. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, și mai departe. Asta trebuie să înțelegi prin Z. Ei, pentru adunare. Adunare. Zicem. Dacă au același semn, deci un prim caz, dacă au același semn, adică, Miruna, ce înțelegi când a zis dacă au același semn? Minus 1, minus 2. Deci, dacă sunt amândoi cu minus sau amândoi cu plus. Da. Da? Dacă au același semn, la asta m-am referit, deci dacă au același semn, se adună și se dă semnul lor comun. Da? Se adună și se dă semnul lor comun. Deci, dacă au același semn, se adună și se dă semnul lor comun. 2. A doua situație care o întâlnim. Care ar fi adi? Minus cu plus. Adică dacă au semne contrare, da. Dacă au semne contrare, se scade din cel mai mare pe cel mai mic, da? Se scade din cel mai mare pe cel mai mic și se dă semnul cel mai mare. Deci dacă au semne contrare, unul e așa și unul e așa, se scade, am spus, din cel mai mare. Din cel mai mare pe cel mai mic și se dă semnul celui mai mare. Ai rămas în urmă? Da. Unde e la el, la ce? Dacă au semne contrare. Dacă au semne contrare, cum așa și un așa, se scade din cel mai mare pe cel mai mic și dă semnul celui mai mare. Exemplu. Aici. Minus 3 minus 5 minus 5 egal cu? Repede. Minus 2. Minus 8. Da. Că sunt la fel. Au același semn. Da. Deci când au același semn, se adună. Așa spune prima oară. Când au același semn, se adună și se dă semnul lor comun. Da. Da? Altul. Minus 7 minus 9. Deodată 16. Minus 16. Mai important minus 16. Este minus 16. Uite aici, Adi. Minus 16 în partea asta, 16 în partea alaltă. Păi cu totul diferit. Sunt opuse. Deci ați terminat tot greșițul. De aia, din clipa asta, dacă s-a greșit un semn, de acum, din clipa asta, s-a terminat tot greșițul. Un semn dacă s-a greșit, s-a terminat tot greșițul. Nu mai e niciun vorbă de răspuns. Ia să le mai dăm câteva, domn profesor. Mergem cu adunare. Cât face? Minus 7 plus 9. Minus 7 plus 9. Minus 2. 2. Că unul e așa și unul e așa. Dar semnul cel mai mare. Se scade din cel mai mare pe cel mai mic
2. Adică din 9 pe 7 și dă semnul cel mai mare. Mai întâi puneți 2. Plus 2. Tot ai. Dar nu mai are rost să mai pui plus 2, ci pur și simplu 2. Cât face 3 minus 9. Minus 6. Păi minus 9, minus 6. Cât este? Minus 7, minus 5. Cât? Minus 7. 12. Minus 12. Atenție. Minus 7, minus 5, minus 12. Că au același semn. Da? Ce a spus? Dacă au același semn, le adunăm și dăm semnul comun. Când au semne contrari, bătălie, și cel mai puternic își dă semnul. Da? Cel mai puternic câștigă. Dă semnul. Așa. Cât face, să spunem, minus, deci în partea asta, cât să rămână pagina goală. Minus 9, minus 13. Repede. Minus 22. Minus 22. Da. De ce am intrat minus 22? Au același semn. Le adunăm și dăm semnul 9 și 13. Și la fel, negativ ca amândoi. Și face minus 22. Se adună 9 cu 12. Uite, Andra, cât este minus 2, încă la care mai pun minus 3. Deci minus la 5. Minus 2, mai pun încă minus 3 și am ajuns la minus 5. Deci la minus 2, mai pun încă minus 3, mai pun 3, dar în partea asta. Nu în partea cealaltă. În partea asta, că s-am două negative, blochezi în zona asta. Să mai facem. Da? Minus 3 minus 2 face egal cu minus 5. Minus 7 minus 12, minus 19. Să zică și Andra una. Da. Minus 21, Andra, minus 21 minus 3. 24. Minus 24. Minus 7 plus 12. Minus 5. 5. Deodată, ai zis minus, gata. Deci plus 5. Deci cel mai puternic ăla, da? Cât face minus 3, Andra, plus 1. Nu, 2. Nu? Minus 4. 4. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Minus 3 plus 1, domnul profesor. Păi da, unul e așa și unul e așa. Acum e minus... Minus 3 plus 1, a zis. Minus 3 plus 1. Minus 3 plus 1. Minus 3 plus 1 egal cu? Minus 4. Pentru că se va adună la 3. Minus 2. Păi care e cel mai mare? Minus 2. Minus 2! Adică dai-o leu datoria! Înțelegi din cei 3 lei? Dacă dai-o n-am luat credit. Adică din cei 3 lei datorii, dați 1! Dau 1! Îi dau 1 din cei 3 datorii, dau 1 și rămân cu datorii la el. Bă, că m-am găsit cu tine, m-am găsit cu tine și am 3 lei datorii, îți dau, dar n-am decât 1 leu acum. Dau și mai rămân 2 lei, măi. Păi da, mai rămân 4, măi copii. Da. Îi dai 1 și mai rămân 4. Da. Deci atenție mult, faceți asocierea asta. Acum 8 plus 3. Minus 5! Bravo! Yes! Cât ce este egal cu minus 4 minus 3? Repede! Minus 7! Minus 7! Băi copii, deodată dați o bună! Da, da. Apoi minus eu. 9 plus 11. Minus 2! Nu! Plus 2! Dacă nu e albă, e neagră. 2! Ori, zicem, 2 ori minus 2. Pentru că 11 e mai mare și are semnul plus. De 11 îți scade de 9. Tu ai datorii să dai 9 lei, dar ai impus mai 11. Tu ai datoria 9 lei și mai rămâi cu 2. Nu-i greu deloc. Hai să prind atâta tot. Pe ideea voastră, pentru datoria viitoare. Așa. Deci, minus 5, minus 4. Minus 9. Minus 9. Haideți să facem pe rând acum, ca să vă prindă domnul profesor. Așa. Da. Adi, condiția. La comanda Adi. La comanda Adi, haide. Așa. Minus 5, minus 4. Încă o dată, dai minus 9, cât o mai scris. Da, da. Minus 5 plus 4. Minus 5 plus 4. A, bravo. 1. Nu. Greșit, cine știe? Minus 1. Bravo! Minus 5 plus 4, minus 1. E mai mare ăsta, 5-ul. Față de 4, se scade acum, se bate între ei. Da. Nu e așa, nu e așa. La comandă Mihai acum, domnul profesor. Da, comandă Mihai, da. Deci doar dacă greșește, spuneți voi, da? Da, da, da. Minus 7 plus 11, Mihai. 4.
Minus 4. Nu, corect, 4. Dar, păi de ce sunt minus 4? Corect. Păi dintre ăștia doi, care e mai mare? Nu știu, nimeni la o pasă. Și de ce mă urmă? Încep cu ăsta. Plus? Plus? Și scala de 11 pe 7, 4. Acum Andrei, Vlad. Andrei. Hai, zi. Minus 21 plus 34. Hai să vedem. 13. Bravo. Da, 13, a zis bine. A zis bine, deci, pe a scăzut. A scăzut din 34 pe 21 și a dat semnul 13, că ăsta e mai puternic. Hai să zicem că facem 34 minus 21. Ca și cum ar fi 34 minus 21, corect. Așteptam asta. Corect. Așteptam să-mi spune asta, da? Andra. Andra. Minus 3, minus 5, plus 20. Ce fac? Eu n-am înțeles cu 2, las cu 3, nu. Deci minus 3, minus 5, plus 20. Nu, nu supla. Minus 3, minus 5, plus 20. Cât am? Minus 12. Nu, plus 12. Hai să vedem așa. Minus 3, minus 5 fac minus 8. Da? Da? Minus 8. Și plus 20 înseamnă 20 minus 8 și rezultă 12. Ai înțeles, Anca? Nu, Andra, m-a înțeles, dar mai facem, nu, profesor. Da, mai facem. Era una. Acum, Andra, încă o dată. Andra, tu. Tot eu? Da. Nu mai știu. Ce, practic, s-a întâmplat următorul lucru. Cei cu minus am, trebuia să-i adune acolo și, pe urmă, scădem din ala, că e singurul. De 20 scădem pe 8. 20 scăzut 8. Păi nu-i plus 12. Păi e plus 12. Da, dacă nu mai, dacă nu mai este legat cu cineva, plusul nu se mai pune. Se pune totdeauna minusul, care este esențial că... Da? Deci se subînțelege când îmi punem că e plus pozitiv. Cât este minus 7, Miruna. Minus 3, Miruna, plus 5 și plus 11. Că o pognit-o. Gata. Zi, nu, Miruna. Nu, 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 nu. Miruna, lăsăm. Lăsăm prin Miruna. Cât este? 6. 6. Corect. Cum ai gândit, Miruna? Te rog să ne spui acum. Păi, minus 7, minus 3 e ca și minus 10. Da. 5 cu 11, atunci pe ăștia pozitiv de-al par. 5 cu 11 plus 16. 16 scăzut 10. 6. Bravo. Acum Adina. Ce mai e eu? Adina, și pe aceea iar tu. Iar, dar nu, băi, nu mai vorbiți între voi decât dacă nu știe cel care conduce, da? Deci, are carnet de conducere. Are, are permis de... Minus 3, minus 5, plus 2, plus 3, minus 7, egal cu. Gata. Bravo. 13. Minus 10. Bravo. Ai dat minus 10, da? Cum ai gândit? Vezi, tu ai zis 10. Cum ai gândit? E minus 10. Păi dacă pe ea îmi spune... Te rog, azi, spune și nouă cum ai gândit. Te-am făcut... Gata, vreau să vor... Acum să povestești cum ai gândit. Așa. Ei, deci asta a fost una din poante. Minus 3 plus 3 se reduc. Ei, dar nu puteam să nu mai gândi-l. Păi dacă... Te gândești. Uite, dar dacă nu faci așa... Minus 3, minus 5 da, face minus 8. 8. Și apoi minus, minus 7, 7, minus 15. Am adunat toată datoria. Deci minus 3, minus 5, minus 8, minus 7, minus 15. Și cu 2 cu 3, 5. Și minus 15 plus 5 egal cu minus 10. Da? Deci face minus 10, corect. Dar, dar cel care se prinde zice așa, minus 3 plus 3, n-am ce treabă, nicio treabă. Și acum zice minus 5, minus 7, minus 12, plus 2, minus 10. Sau minus 5 plus 2 face minus 3, minus 3, minus 7, minus 10. Deci n-are importanță cum fiecare se o face cum îi vine mai bine. Nu, iubit, dacă ești nu e amulțire. Da, tu ești amulțire. Nu e amulțire, e adunare. Și vedeți că e încurcă cu mulțirea și e acasă. Dar noi lucrăm numai pe adunare, uite ce am spus. Adunare. Până nu știm bine la adunare, nu ne ducem la mulți. De asta e în ceață ea, nu înțeleg. Avea și scădere? Ea zice că minusul... Păi scăderea e subînțeles în adunare. Minus cu plus. Minus cu plus, la mulțire iubita e minus. De asta ea e confusă, domnul. Lăsăm acum mulțirea acolo.
L-am lăsat deoparte. Nu mă se întâmplă adunare. Astea două definiții care le-am luat. Când au același semn al Domnului să se dă semnul comun, Andra este modelul a ceea ce se întâmplă în școala românească. Din cauza că nu se fac lucrurile mai jos, ea, acum, dacă în clasă nu le prinde cât mai repede, va fi victima acestei greșeli. Corect. Școala, nefăcându-le de la clasa întâi, adunările astea și cu minus, pun în minusul acela, copiii sunt duși până în clasa a șasea acum, iată la sfârșitul clasei a șasea, acum facem antrenamentul. Și iată pe Andra surprinsă și de așa se creează o confuzie în mintea ei, când se fac și mulțirile și acolo, și împărțirile tot în sfârșit, încât în final ajunge să nu stăpânească asta. Intră, de acum se retrage de la un loc încolo, nu se va întâmpla așa, că trebuie fi atentă, se retrage și 80% dintre copii, dintre elevi, nu stăpânesc semnul algebră și atunci toată construcția care o termin liceu și nu știu semnul algebră, îi dau la presneală și ei, poate li nimeresc. Mm-hmm. Și așa poate li nimeresc, le crea o problemă foarte grea, foarte gravă. Nimic nu mai poate fi făcut. Așa. Deci încolo s-a terminat toată construcția. Deci numai cu adunare stăm acum, da? Bine, hai să vedem acum. Hai să mai lucrăm. Adi, vorbește liniște. Așa, minus 11 plus 1 minus 20 plus 13 plus 17 egal cu. Ok. Ia să vedem. Pum, 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 pum. 0. Da, da. 0. Dar nu trebuie să taci. Adi era. Da. Eu răspuns aici. Altul, vă dau cu altul. Minus 7 plus 10 minus 13 plus 21 minus 14 egal cu. Lucrează-l, voi eu cu Adi lucrează. La prima așa, Adi. Ia să vedem. Minus 13 plus 21 minus 14. Gata și la al doilea. Gata și al doilea. Tu, Mihai, zici cât? Minus 9. 23. Minus 3. Așteptați, la primul cât ți-a dat Adi? A. Încă, încă nu are, are reușit, n-a reușit. Andra și cu Adi? Eu ești la al doilea, pe ambele știu. Da? Deci cât ai dat? Și eu sunt la și tu ești în ceas. Hai să facem o întrebare acum. Pentru voi, pentru ceilalți, pentru ceilalți, Andra și cu mine și cu Adi, vor lucra, dar vor vă dau încă să faceți aici. Minus 11 plus 21, minus 3 plus 7 minus 4 plus 25 egal cu. Adi, împreună. Da. Cum ai gândit? Făcut, vorbește, cum gândești. Am făcut mai întâi 1 minus 20 și mi-a dat minus 12 plus... Cum 1 minus 20? Cât face 1 minus 20? Minus 19. Minus 19. Asta mi-a dat. Și după aia am făcut așa, cu minus 11 plus minus 19 plus 30 de la adunare. Deci, minus 11 și cu minus 19 face cât? Aici am. Păi minus 11 și minus 19 au același semn de aduni. Ai datorii. Ăsta și ăsta fac minus 30. Și 13 și cu 17? 0. 13 și 17 fac 30 și 30 minus 30 egal cu 0. Vezi? Nu se întâmplă motivul. La al doilea, Adi, tot tu. Andra, la al doilea. Minus 7 plus 10 minus 13 plus 21 minus 14. Da, zi tocmai făcut. Minus 3. Andra. Da, deci am adunat minus 7 cu minus 13 și cu minus 14. Datoria. Da. Și câte datorii ți-au ieșit? 21. Deci ai odată minus 20 aici. 64. Minus 34, da? Deci face minus 34 și cu plus acum, 10 și cu 21? 31. Deci plus 31. Și acum... egal cu minus 3, simplu. Îmi dați mie acum, vă rog? Da. Asta, asta e, s-a făcut? Da. Este, este 35. Da, minus 3. Da, așa mi-a dat și mie, vorbim. Da, da. Da. Ultima care mi-a dat. Da, a de aici, ne uităm împreună. Andra, hai te rog să mă ajuți aici. Și poate, vă concentrați aici.
Cum procedăm? Da. Andra merge pe varianta, cei cu minus îi pune deoparte și adună. Ea zice așa, minus 11, minus 3 adună, minus 4, pe urmă începe cu cei cu plus, plus 21, plus 7 și plus 25. Da. Și ar fi egal cu ăștia cu minus, câte datorii ai în total? 11 și cu 4, 15, 18, minus 18. Deci, minus 18. Și câți bani ai în buzunar? Ia să vedem. 28, da? 21, 7, 28 și cu 25? 54. 53, parcă, nu? Și 3, da. 53. Plus 53. Și acum, unul e așa, scădem din cel mai mare pe cel mai mic și vine... 53. Deci 8 din 13. 8 din 13, 5. Și 1 din 4. 1 din 4, 3. Da? Deci plus, 3. Plus 35, 35. Da. Chiar cu ăsta trebuie să începem. Plus, da? Dar nu mă îl punem că se subînțelege. Da, da. Dragilor, ce trebuie văzut? Fii când mergeți pe varianta care am propus-o Andra, așa numit, ce e cu minus deoparte și adună pe toți? Ce e cu plus deoparte și adună pe toți? Și apoi îi scrie rezultatul, după care se sesizează care e mai puternic. Da. Și dă semnul cel mai mare și face scăderea. Da. Da? E simplu, foarte simplu. Da. Ori, dacă, nu, dacă vedeți și șmecherii, reducerea acolo, foarte bine. Onoară. Faceți următorul calcul. Minus 13, minus 7, plus 20, minus 5, plus 15, minus 10. Egal cu? 5. Dar de unde știi? Că făcut, pentru că minus 13 cu minus 7 e minus 20, plus 20 e 0, minus 5 plus 15 și 0. Minus 5 plus 15 e 7. Asta e smecherie. Aici se vede că face 20, minus 20. Cu plus 20 s-o termină. Da. Și acolo la fel. Minus 5, minus 10, minus 15. Da, da, minus 15. Și cu plus 15 se face 0. Aici, Andra, tu pierzi timp. Corect, care stă și calculează. Deci, că asta vreau să vă spun. Hai să vezi ce am făcut. Deci e foarte simplu. Minus 13 cu minus 7 sunt... Minus 20. Minus 20 cu plus 20 sunt termine. Minus 5 cu minus 10? Minus 5 și cu minus 10 dă minus 5. Ah. Și cu plus 15? 0. 0. Ce zim? Da, dar dacă mergi pe varianta pe care nimuna vrea să o instaleze ca regulă... Muncitorește. Muncitorește, zice ea. Că va face cât? Minus 13, minus 7, minus 5, minus 10, da? Da. Plus? 20. Plus 20, plus 15. Plus... Și egal. Și acum zice, minus 13, minus 7 fac minus 20. Da. Minus 25, minus 35. Deci vine minus 35. Plus 35. Plus 35 face 0. 0. Sigur că da. Da, da. Dar pierde mai mult timp. Deci asta vreau să vă spun. Pierde mai mult timp. De aceea, da, da. Nu e chiar mult timp de pierdut, dar ca idee, este una din variantele la care merită să da, lucrezi. Deci cei cu minusul deoparte, ieși înșir pe toți, cei cu plus după aceea, îi adun pe cei cu minus, îi adun pe cei cu plus, scrieți rezultatul și dacă se întâmplă să fie egal, fac 0, dacă nu, scazi cel mai mare pe cel mai mic, dar este cel mai mare, nu? Mă, am prins semn la adunare. Dacă am mulțire, domnul profesor? Stai puțin, că avem temă și la ea și... Da. Facem și mulțirea, domn profesor? Da. Vreau să facem și mulțirea. Și un pic să le spunem și despre modul ca să putem să facem tema lor, că ei ce au modul? Modul. Cine au modul? Păi modul? Ea are și modulul la aici. Ai și modul. Ce da. Ăla? Modul acum vă explic cu domnul profesor. E foarte simplu la modul. Da. Imediat, dacă aveți răbdare puțin, imediat. Da. Acum, tot ce facem acum este foarte benefic pentru ei. Da. La clasă veți avea... Veți ști foarte bine. Și modulul vi le explică, domn profesor, e foarte simplu. Da? Deci de aceea vă rog să aveți răbdare și să facem acest lucru. Exact, lucrați. Odată cu tema ei, învățăm și mai... Da.
Dacă facem numere cu mii, cu mulțire. Deci, înmulțirea și împărțirea. Deci, înmulțirea și împărțirea. Iată, în loc să scriu așa, în loc să scriu minus 3, care face de... Minus 12. Face minus 12, de băzi, cum știi? Da, facem... Facem 3 ori minus 3. Minus 12. Nu mă, facem... În loc să scriu de... 4 ori minus 3. De 4 ori minus 3. Deci, zicem, este egal de 4 ori minus 3. Și cam tot cu minus 12, copii. Este același rezultat de sos. Că plus deci, de 4 ori cât e minus 3, da? Simplu. Deci, în loc scriu minus 3, de 4 ori, 4 ori minus 3. Scriu mai concentrat. Uh-huh. Dar ce descoper aici? Sigur, rezultatul e tot minus 12. Corect. Și am descoperit că la înmulțire 4 ori minus 3, dar plus. Se înțelege că e plus 4. Când nu se pune semnul său, e plus 4. Deci vine plus 4 ori minus 3. Este același lucru cu a spune minus 3 ori 4. Da? Minus 3 ori 4. Și tot 12. Și tot minus 12. Minus 12. Da? La înmulțire plus cu minus, sau minus cu plus, face totdeauna minus. Deci prima regulă. La înmulțire, în paranteză, împărțire, se întâmplă același lucru. La înmulțire, în paranteză, împărțire, dacă au semne contrare, dacă cei doi termeni, dacă cei doi termeni au semne contrare, dacă au semne contrare, obținem minus. Deci dacă au semne contrare, obținem minus. Încă o dată. Deci când unul e așa și unul e așa, se obține minus. Unul cu minus, altul cu plus, la înmulțire sau împărțire se obține minus. Și acum negația acestea. Situația când au același semn. Deci când au semne contrare se obține minus, iar dacă au același semn se obține plus. Deci doar a doua variantă. Dacă au același semn, se obține plus. Repetăm. Deci dacă au semne contrare, unul așa și unul așa, obține minus. Și dacă au același semn, adică un 2 negativ sau un 2 pozitiv, se obține plus. Da? Asta e toată regula. Hai să ne jucăm. La înmulțire și la împărțire, asta e toată regula. Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm, băi, cu Lego. Hai să vedem. Exemplu. Uitați aici. Minus 7 plus 5 minus 3. Totul de înmulțit cu minus 2 plus 5 plus 13 minus 4 egal cu. Deci minus 7 plus 5 minus 3, tot de mulțit cu minus 2 plus 5 plus 13 minus 4 egal cu. Să vedem. Haide, hai să lucrăm prima paranteză. Cât ar face? Minus 7 plus 5 face minus 5. Da. Înmulțit cu. Dar aici e obligatoriu pun pe minus. Da. Pentru că la început, dacă era pozitiv, dacă era pozitiv, nu mai puneam. Și pune și în paranteză.
el se mulțește cu cine o da din paranteza asta. Cât a dat el? 5 cu 13, 5 cu 13, aduc pe este pozitiv, fac 18. Și minus 2, minus 4. 6. Minus 6. Minus 6. Minus 6. Mă, important, mă. Foarte important. Și mă batiți. Da? Deci, minus 6. Acum, ar vine minus 6 plus 18. Scădem din cel mai mare pe cel mai mic și de cel mai mare face 13, 18, minus 6, 12. 12. 12 egal cu... Minus 60. 60. Că unul e cu minus, altul e cu plus, la mulțire se obține minus. Așa le-a dat. Atenție. Atenție. Ce vă arată acum e foarte important. Da. Același rezultat trebuie să-l obținem și dacă desfacem parantezele. Adică, luăm pe minus 7 și mulțim cu toți. Da. Luăm pe 5 și mulțim cu toți. Aplicăm distributivitatea. Da, domn profesor, dar... Este momentul... Da, eu fac. Lucrurile se duc acolo unde vreau eu. Da? Și puneți parantezele, așa cum învață domnul profesor. Profesor. Deci, foarte important. Începem. Cum se mulțesc două paranteze? Se ia primul termen de aici și se mulțesc cu toți ceilalți. Deci ăsta de aici îi lovește pe toți. Ascultați-l, domnul profesor, și o să înțelegeți. Atenție. Minus 7 ăsta se mulțește cu... Minus 2. Toți cei care sunt în dreapta. Când e terminat, ne mutăm la următorul 5. Iar îi ia în capul și... Și mare atenție cum scrieți. Acum, da? Da? Atenție. Deci zicem, minus 7, îl punem o paranteză, el se mulțește cu minus 2, plus pe urmă. A? Plus. A, da. Așa face, zice domn profesor. Da, plus. Plus minus tot minus 7 se mulțește cu... Plus 5. Plus 5. Aici aș putea să nu mai pun plus 5, dar printr-un abuz. Da? Îl pot pune. Plus 5. Plus tot minus 7. Plus 5. Zic, cu cine? Cu plus 13. Da. Mulțește cu plus 13. Plus minus 7 ori minus 4. Ori minus 4. Și am terminat cu minus 5. Cu minus 7, zic, la revedere minus 7, nu m-am întrebat. Cine vine acum la rând? Minus 5. 5. Deci plus 5, plus 5, plus plus 5 pot să zic, da? Plus, plus 5. Ori minus 2. Stați puțin copii, să ajungă și Andrei a pierdut. Azi vrem Andrei, unde? Și Andrei la fel. Înțelegi ce? Da. Aveți azi de asta? Nu înțelegi nici tu? Haide să luăm încă o dată. Eu insist. Cât vreți de voi de mult, dar am un singur lucru. Andra, când încă n-ai înțeles acolo, îi spune, domnule, încă nu mi-e clar. Deci nu e nici o jenă. Andra, pe ce mă bazez eu? Uite, una mai scurtă, 5, da, 5 înmulțit cu 8. Andra, 5 înmulțit cu 8, egal cu 40, da? Dar 5 înmulțit în loc de 8, spun 5 plus 3. Este în clasa 1, în clasa 3-a, distributivitatea înmulțirii față de adunare. Cum? Cum se mulțește 5 ca să ajung la 40? 5 ori 5 și 5 ori 3. Dar nu facem paranteza? Păi am făcut-o o dată, dar fac acum prin varianta distributivității. A, 5 ori 5. Deci 5 ori 5, 5 ori 5 plus 5 ori 3. Și face cât? 25 plus 15 și egal cu 40. Da? Atenție. Deci, ceea ce fac eu acum este aici mult mai laborios, mai desfășurat, mai încărcat aici. Dar se bazează pe treaba asta. Haideți să vedem. 7 ori 8. 7 ori 8 egal cu 56. Da. 7 ori 8 poate fi văzut de noi așa. 5 plus 2 în paranteză înmulțit cu 5 plus 3. Și acum? Dar 5 plus 3 nu face 8? 5 plus 2 e 7 și 5. 5 plus 2 e 7. L-am scris, dar putea să fie și 3 plus 4? Putea să fie și 3 plus 4 la rând, da? Deci l-am descoperit pe 7 ca o variantă de două numere. Da? Și pe 8 ca fiind 5 plus 3, da? Și acum zic, 5 ori 5, 20,
Deci vine 5 ori, scrieți așa, 5 ori, ca să înțeleagă toată. Eu m-am blocat. Deci 5 ori 5, plus 5 ori 3. Ai făcut ăla? Plus. Tu cărbi. Și aici. 5 ori 5, plus 5 ori 3, plus 2 ori 5. 2 ori 5, plus 2 ori 3. Care dă 25 plus 15 plus 10. 25 plus 15 plus 10. Plus 6. Și care face tot? 56. Ia să vedem. 25 plus 40, 10, 56. La același lucru se ajunge dacă desfacem parantezele. Eu vreau să vă spun că în momentul de față am descoperit cum se mulțesc două paranteze. Cum se ia? Se ia primul de aici, se mulțesc cu amândoi, următorul cu amândoi. Dacă însă sunt mai mulți termeni aici, așa se întâmplă. Primul atacă pe toți din paranteza a doua. Apoi, al doilea intră la rând și mai departe. Ce am făcut eu aici? Ia să vedem. Minus 7 plus 5 minus 3 înmulțit cu ăștia de aici. Păi minus 5 începe, ca și cum ar fi fost 5 de aici, cu ăștia amândoi. Dar noi nu numai 2, sunt mai mulți. Deci vine minus 7 ori minus 2, minus 7 ori 5, minus 7 ori 13, minus 7 ori minus 4. Până aici e bine, Andra? Am urmărit, da? Și am terminat minus 7 și a făcut treaba. Am început cu plus 5. Începe cu plus 5. Plus 5 ori cât? Ori minus 2. La început este. Da. Plus 5 ori minus 2. Apoi. Plus 5 înmulțit cu cine? Mulțit cu... Nu mai pun plus plus 5. Că nu are niciun farmec. Plus 5 ori aici, da? Deci zicem plus 5 ori cât? Andra. 5 ori 13. 5 ori plus 13, dar zi sus mai sunt plus 13. 5 ori 13. Că sunt pozitive, da? 5 ori 13. Am pe 5, l-am înmulțit cu minus 2, cu 5, cu 13, acum tot 5 cu minus 4, da? Plus 5 ori minus 4. Am blocat acolo cu... Și iată că am ajuns pe 5, pui 5 până la capăt. Cine ar veni la rând acum să lucrezi? Minus 3. Minus 3. Și zicem plus minus 3. E foarte important să pun aici. Minus 3. Da? E negativ. Minus 3 se mulțește cu cine, Andra? Minus 3. Da? Păi dacă începi de la capăt? Cu minus 2. Cu minus 2. Deci minus 3 ori minus 2. Plus minus 3. Plus, minus 3, cu cine acum urmează? Cu... Plus 5. Plus 5. Copii. Ori 5, spunem. Da. Plus 5. Vă încurcați. Deci plus 5 ori ceva este pozitiv. Și am zis că atunci când e pozitiv, nu mai punem semn, da? Înmulțit cu 5. Apoi. Ce faci? Plus. Plus cine? Cine este? Minus 3. Eu se mai mulțește cu cine? Minus 3 cu... Plus 3 plus 3. Nu, 13 acum. Plus minus 3. Deci minus 3. Cu 13. Am scris 3. Minus 3 înmulțit cu 13. Și tot minus 3 în sfârșit ar veni până la capăt cu minus 4. Deci plus minus 3. Minus 3 ori minus 4. Hai să dizul. Bine, o să vă facă și eu nu mai știu. Sunt ceață complet. Da? Hai să mai iau încă o dată. De ce sunt în ceață? Că nu înțeleg, dar mă strădui. E lung. Foarte lung, dar deci. Am început. Tu, deci. Adina, dar ei nu. Eu și eu. Vlad, ne-ai prins tu asta? Nici eu n-am. Eu mă blochez, stancule. Îl las aici. Îl las aici și fac mai sus. Mai simpluțe, da? Mai scurte. Minus 7, nu, cu minus 2. O secundă. Hai să zicem așa. Cam muncit ăla. Minus 5. Înmulțit cu 3 minus 4. Hai să facem asta. Hai, zi tu, Andrei, zi tu. Deci, facem 5... Minus 5, iubitul. Da, este minus 5. Minus 5, înmulțit. Ori 3. Așa, ori 3. Adunat cu... Plus, minus 5, plus 4. Nu plus, ori. Ori 4. Minus 4. Minus 5 ori minus 4, Andrei. Nu vede.
Da? Minus 5 ori? 35. Minus 4. Minus 35. Aia am părat. Uitați-vă la domn profesor. Andrei, minus 5 ăsta da, se mulțește pe amândoi. Da. Și minus 5 ori 3, ori plus 3 ar trebui să spun, dar plus 3 e deprisos să mai pun plus 3 acolo. Dacă vreți, scriu plus 3, nu, este un abuz da, acolo. Da, cele pozitive se subînțeleg. Prin lipsa lui plus, se subînțeles că sunt pozitive. Obligator la cel negativ îi pune minus. Nu. Și acum zicem. Minus cu plus la înmulțire, că unul e așa și unul e așa. Am o lege. Uitați-vă la lege. Cât dă? Minus 15. Da, când unul e așa și unul e așa, obține minus, da? Deci vine minus 15. Plus minus 20. Da, atenție. Când amândoi sunt la fel. Ia uitați-vă. Ce spune definiția? 20. Păi 20 cu plus. Când la fel. Când sunt la fel. E cu plus. Ce spune? Minus cu minus e plus la mulțire. Nu mai am mulțirea în două nopți. Ca o ce nu semne contrare, obține minus. Nu te văd dacă o semne contrare. Nu, dacă au același semn, se obține plus. Gata. Dacă au același semn, se obține plus. Da, dar ca o semne contrare. Uite, minus 5 ori minus 4, nu au același semn? Ba da, e plus. Și plus 20. Plus 20. Ah, da, plus 20. Ce scrie noi aici? Da, deci... Ce scrie? Da, mai copii, atenție, la domnul profesor, nu e simplu, atenție la domnul profesor. Asta e marea dramă. Exact. Cât de ușor mi-a venit că să fac copii de-a doua, de-a treia, nici vă povestesc. Dar noi 20. Da, Adi, acum, dar ai răbdare ca să înțeleagă toată lumea. Că voi a zis toți minus 35 dar, era. Dar nu s-a început minus 5, pentru că am făcut. Nu contează. Dar nu e minus 5, e plus 5. 5. Deci gata, nu mai înțeleg nimic. Eu nu înțeleg. Gata. Atenția, 20. Domnul profesor. Nu-i 20 minus 5 ori minus 4? E plus 20, da? Da. 20. Deci plus 20. Deci plus 20. Da. Și, ca rezultat, și rezultatul că care este copil? Minus 5. 5 plus puiule. 5 puiule. 5, că dacă e plus cu minus. Da. Da. 20. Deci scădeți în cel mai mare, deci în cel mai mic și vedeți în cel mai mare. E plus 5, că a scris dacă au acela sens, nu obține plus. Și plus 5. Toa! Cum? Când a zis dacă au acela sens? Gura. Dacă au acela sens, obține plus. La ce operație? La mulțire și la împărțire. Dar aici am adunare. Voi mai atenție. Acum chiar că n-am mai înțeles. N-ai mai înțeles, vezi? Dacă au același semn, dar aici au asemenea semnuțe. Sunt semni contrari. Vă zic eu unde e angeață. Dacă acolo are plus minus 5 ori minus 4 și voi ați făcut plusul cu minus 5 din față, nu? Ați înțeles, domnul profesor? Aici e mai mulțire, da. Exact. Aici e mulțirea copii. Exact. Copii, hai fiți atenți un pic, îl pricepeți, nu e greu. Îmi place foarte tare. Lecție. Da, vă place? Ce? Mi-a ce? Foarte mult. Asta este modelul care îmi trebuia. Pentru că numai așa puteam să conving că aici e momentul de ruptură. De școala românească, până când își or da seama să înțeleagă, asta se întâmplă în clasă. Dar asta e momentul de panică totală în sufletul copiilor. Nici nu vreau să vă spun că Adi, de exemplu, a făcut toate aia și acum minus 7, minus 2, plus minus 7, n-am plus 5, sunt terminați, gata, nu mai știu. Îți terminați toți. Da. Eu sunt bogată deci, în viață de povestea. Ăsta este motivul. Și am lecții cu doar în cu copiii de-a patra. 30 de minute, în 30 de minute, copiii de-a treia, la adunare, a întâia și a doua, la adunare, minus 2, minus 3, minus 4, aștia le fac perfect. La înmulțire, când am trecut la clasa a treia, perfect se fac într-o jumătate de oră. Dar aici de ce nu merge treaba? Pentru că s-a întârziat atâta și iată, acum ei nu pot să... Sunt speriați. Da? Dar, gata. Da, potoliți-vă puțin, că rezolvăm. Facem câte? 59.